Pentru început, o să rog pe Părintele Moisache să vină aici. Anul trecut, un an, un an, am făcut tot așa o privegiere, o privegiere cu Părintele Arseniei Papacio, care de asemenea este macedon român. S-au întâlnit anul trecut, 7 ani, de la 3 ani, la Părintului Arseniei Papacio. Și iată că în această seară vom deschide seara Macedo-Românești și Ortodoxia cu un alt părinte, Macedo-Român, este vorba de Părintele Ferei Mihale, sau Mihaie. Și mă bucur că în această seară am acest prilej de a vă spune o poveste. Aș vrea să intrăm în viața Părintului Ferei Mihail, prin această poveste pe care am trăit-o. Și anume, cum l-am cunoscut pe Părintele Ferei Mihail, despre care voi spune doar câteva repere ale vieții sale, dar mai înainte am să vă spun povestea. În 1979, împreună cu Părintele, pe atunci era elev, m-am la 4-lea, poate cu seminarul la 5-lea, eu am terminat seminarul 1 la seminarul teologic din Buzău și, sincer, nu știam ce înseamnă viața mănăstirească. Adică, citisem, auzisem, la Buzău, făcând seminarul la Buzău, împreună cu Părintele Moise, că aveam mănăstirea celălalt, dar, oricum, nu era atât de odinioară, a fost o mare labă și mănăstirea celălalt. Însă, nu prea știam care este tipicul vieții monahale. Dumnezeu a rânduit ca să fiu apropiat de Părintele Tănăsache, mai mare, matur, se pare că eu vreau și anumea de făcut, nu? Am făcut seminarul. Dar Părintele avea deja o experiență cu rubricea sa de la Marii Duhovnici. Amintesc prima mănăstire pe care am vizitat, să spunem așa, pe mănăstirea Cetățuia. Și acolo Părintele Tănăsache m-a învățat, fii atent, când treci pe un părinte, zici blagoslovit și faci metanie. Și zic, de fiecare dată când ne întâlnim, da, de fiecare dată când te întâlnești, faci metanie și ceri blagoslovenie, ceri binecuvântare. Apoi, Părintele a avut această inspirație care pentru mine a reprezentat o experiență de fiecare vară, toate vacanțele de vară care au trecut la mănăstirea din județul Neamț. Mai întâi, Părintele a avut la Sfântul Țintucan, după aceea la Sfântul Durău, eram ghid la Sfântul Durău, unde este pictura Biserica Pictată din Nicolae Tomița. Și apoi, când am descoperit pe Părintele Ioan Chevrlan, am petrecut 6 luni la mănăstirea Bistrița de Neamț, unde i-am avut alături... Eu am mers cu Părintele Ioan Chevrlan, care deja publicase Patericul Lumnesc, Convorbiri Duhovnicești, Pelerinajul Lumnesc la Locurile Sfinte, care vorbea despre Sfintele Moaște Cuvătoare din Minuni de la Sfântul, dar și despre Lumina, care se coboară de Paști la Ierusalim, ceea ce întreba de ce era un act de mare curaj. Convorbirile duhovnicești, Părintele Michel Bălan a făcut într-adevăr o misiune, pentru că așa fără lumea că există Părintele Cleopa, Părintele Paisul Mar, Părintele Ferie Mihail sau Mihale, Părintele Arseniu Papacioc, Părintele Sătinoaie, Părintele Galeriu și alți Părintele Duhovnicești de vremea aceea. Părintele Tănăsache a avut această inspirație. Deci, care era, de fapt, stăteam la o mănăstire, dar Părintele, probabil, chiar aș vrea să întreb, când ați început, de fapt, acest itinerariu, cât se dinainte de 79 era? Pentru că avea prieteni peste tot, deci cunoștea toate aceste locuri.
Și vreau să vă spun că am mers la această triadă cu Duhovnici. Mai întâi, Părintele Cleopa, la Mănăstirea Sfântului, unde Părintele avea un prieten, era un părinte chiar original din Galați, se cunoșteau foarte bine, nu mai știu cum se numea. Michel. Și la Mănăstirea Sfântului am avut această bucurie că, pe prima dată, să înțeleg deosebirea dintre felul în care gândeam eu ca elev și viața duhovnicească a marelor părinți, cum era Părintele Cleopa. Și anume, noi suntem obișnuiți să gândim pe etaje. Până aici este lumea noastră, lumea aceasta, după aia înseamnă că începe lumea de dincolo, sau lumea lui Dumnezeu, sau lumea lucrării lui Dumnezeu. Ori Părintele Cleopa, pentru prima dată, a desfințat mintea mea mitologică și a arătat că, de fapt, lumea aceasta este întrebătrunță de puterea lui Dumnezeu. Și că Împărăția lui Dumnezeu este și în locul nostru, dar Împărăția lui Dumnezeu și lucrarea lui este în această lume, în acest cosmos. Felul în care Părintele Cleopa tâlpia Sfânta Tradiție, pentru că pentru a dehrăni Sfânta Tradiție, ai nevoie de oameni care să tâlpiască, care să se împărtășească. Și Părintele Cleopa a fost unul dintre acești mari duhovnici care a devenit, pentru neamul românesc, într-o perioadă, a devenit voievod prin anumit Părintele, Mitropolitul Bartolomeu Anania, a devenit voievodul spiritualității românești. După aceea, Părintele Tănăsache m-a condus la Mănăstirea Sicla. La Mănăstirea Sicla, la Biserica din Plumbrat, pe poteca ce duce spre Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sicla, spre Peștera Sfântei Cuvioase Teodora de la Sicla, era o chilie, casă de susținere. Acolo era Părintele Paisie Olav. Rar, n-am avut până atunci această experiență, a unui părinte puțin de la tot, Părintele Paisie Olav, dar atunci am simțit marea bucurie și harul care pur și simplu te eliberează. Vocea blândă a Părintelui, vocea plină de dragoste, de lumeață, cu acele binecuvântări, Domnul să te ajute, Domnul să te mântuiască, Domnul să te apere, Domnul să te păzească, Domnul să se răzească ție un colțășor de rai, printre altele. Această dragostolenie era, avea darul de a te elibera, de a-ți da aripi. Și apoi am coborât de la Sicla, am coborât la Mănăstirea Gabie Veche. La Mănăstirea Gabie Veche l-am cunoscut pe Părintele Efterie Mihail, sau Mihal. N-aș vrea să exagerez și să nu credeți, că să n-am văzut în viața mea un părinte mai dăruit. Adică, așa cum o să viață din ce încerc eu să vă prezint, Părintele a stat de vorbă cu noi, dacă nu exagerez, ei s-a părut că s-a două sau trei ori mai cu noi de vorbă. Și ne-a învățat. Ne-a învățat despre proscomie, despre tot ceea ce face preotul în Sfântul Altar. Ne-a vorbit despre viața intimă de familie, zice, știu că profesorul vor și nu vorbesc, uite, preotul trebuie să aibă anumită conduită. Și după aceea ne-a vorbit și despre sănătate, era atunci, am aflat că Părintele practica un fel de osteopatie. Țin dreptat oase. Dar așa, avea câteva niște fulgerătoare, te trăgea repede și simțea o durere, dar era foarte scurtă. Și îmi spunea, uite, pe asta se cunoaște faptul dacă în perioada sarcinii, mă rog, părinții au respectat o anumită conduită creștină. Și așa mai departe, erau multe, multe sfaturi de care nu auzisem. Dar ceea ce mi-a impresionat în mod deosebit a fost faptul că noi eram totuși adolescenți. Și faptul de a sta două sau trei ore cu noi, de a recere mai și aduceți mai și uite, sunt viitor preoți. Și la urmă, îi spunea și Părintele Tănăsache, Părintele trebuie să veniți, că nu știu câte sute de lei v-a dat, eu de câte ori am trecut de la Părintele, ne dădea câte 100 de lei.
Era Băușescu pe lume. Sunt atelier. Dar de fiecare dată, și nu numai eu sau părintele, toți seminariștii care treceau se bucurau de această ospitalitate. Câteva repere din viața părintelui Elefteriu. Și aici vreau totuși să se vadă mai bine. Da, deci avem imagini cu părintele Elefteriu, sper să nu. Deci, părintele Elefterie Mihail, născut, așa cum am găsit, nu știam, nu știam că e macedonă, la vremea aceea, Leascura, județul Filipopoli, de fapt. Filipopoli cred că este Plovdiv, Leascura, nu? Da. În Bulgaria, la 11 noiembrie 1900, deci s-au primit ieri 119 ani de la nașterea părintele Elefterie. Fiind unul dintre cei 5 copii ai familiei Constantin și Alexița Mihail și primul numele de botez de Ionache. Despre copilăria lui, cel puțin cât am aflat eu, se știe doar că la vârsta de 3 ani era paralizat. Iar mama s-a auzit despre numele de la Crucea de Leac, de la Derbent. Mă bucurăm că în această seară este prezent și părintele Andrei, părintele stare de la Derbent. Cu mare bucurie. Deci crucea de lemn, de la Derbent. Cei care sunt la Derbent știți ce înseamnă această cruce, care crește. Crește și chiar acolo, lângă crucea de lemn, este mănâncă, nu părintele, da? Lângă biserică. Lângă biserică, da? Deci a venit cu el la micul Paraclis, care exista atunci. Și după ce l-a închinat Sfintei Cruci, seara, băiatul a dormit sub o icoană a Maicii Domnului din interiorul Bisericii de Sfântă. Noaptea, femeia a visat o fată frumoasă, care i-a făcut sănătos copilul. Și a doua zi dimineață, băiatul se trezise cu mult înaintea mamei și mergea. Cu lacrimi de fericire în ochi, mama i-a mulțumit Maicii Domnului pentru minunea săvârșită și a făgăduit. Am să fac doctor, pentru că s-a vindecat și preot, ca să-i mulțumească lui Dumnezeu permanent. Și, într-adevăr, părintele a fost unul dintre cei mai mari duhovnici și, în același timp, și doctor fără de agenție. A urmat școala primară, o clasă secundară și o clasă secundară, iar mai târziu, una cu profil medical. Probabil că aici a învățat aceste metode. Deci, o școală cu profil medical la dialog. Unde a învățat metodele tradiționale de vindecare a bolilor cu plante medicinale, dar și prin corectarea scheletului osos. Deci, osteopatie. Asta era. A avut o viață în care necazurile nu l-au murit nici de cum. Soția și copilul i-au murit la naștere, tatăl său, negustor bogat, dar cinstit și credincios, care a favorizat trecerea România unui număr de 100 de familii de bulgari, a fost aruncat în mare de turci și fratele său a fost omorât în ziua nunții. Rămâi pentru o viață în Hristos, în anul 1932, în ajunul aniversării zilei sale de naștere, a intrat ca viețuitor în mănăstirea Balaciu, lângă Urziceni. Iar un an mai târziu, la 18 decembrie 1933, a fost uns în monahism cu numele de Elefterie. Fiind un monah model și remarcându-se pentru un deosebit zbor duhovnicesc, în anul 1936, la cererea preasfințitului Gherontie, episcop de Constanța, a fost trimis în Dobrogea pentru a sluji la crucea unde fusese vindecat de copii, adică la crucea de Leac la Sfântul Derbent. Contribuția pe care și-a adus-o la construirea bisericii, precum și smerenia și dăruirea sa, nu au trecut de observate în fața Sfântului Feței Bisericii de la Constanța. Fiind un vrednic slujitor al Sfântului Altar și un foarte activ și bun gospodar, numai și numai pentru Sfânta Mănăstire, prin ordinul episcopiei Domnului, din 27 octombrie 1938, este numit stareț al Mănăstirii Derbent. Cu ocazia sfințirii noi biserici de către Preasfințitul Gherontie,
la 13 septembrie 1942, iar urmă că Elefterii Mihail, pentru munca depusă cu dragoste sufletească, așa cum scrie în diploma ce se acordă, pentru ridicarea Sfântului Lucar prin Chirăciune, a fost înălțat la treapta de Egumen Protosimpel, cu baston și Sfântă Cruce. Și de atunci va împărți timpul între obligațiile administrative, slujirea monahală și părățească și vindecarea monahală. După o lucrare duhovnicească susținută în folosul oștii monahale, a credincioșilor care veneau la Sfintele Cruci, continuate chiar în condițiile deosebit de grele ale regimului comunist, în anul 1951, sub presiunea organelor de opresiune, în perioada și în perioada stalinistă, Părintele Ferie va fi obligat să-i dea demisia și să părăsească iubita lui mănăstire, în schimbul obținerii promisiunii că biserica acestea nu va fi demolată. I s-a spus, dacă nu pleci, îți demolăm biserica. Silința abandoneze oficial viața monahală. Fostul de lumină al mănăstirii de Ben se va angaja ca portar o fermă proticulă la 9 mai din Tulcea, până la pensionare, adică până în anul 1962. Reconstituirea acestei integrare este aproape imposibilă, dar probabil că își va fi împărțit timpul între grădina de legume și tratarea bolnavilor, la care nu a renunțat niciun moment și, în acest sens, chiar mai multe oficialități ale statului apelau la ajutorul său. Unul dintre apropiații părintelui, ieronimul Dionisie, de la Mănăstirea Capia Vechi, povestește un trist eveniment din timpul șederii părintelui Ferii la Tulcea, când a fost bătut de niște turci care i-au zdrobit coastele, l-au călcat cu picioarele peste trup și peste cap, apoi l-au răsturit într-o râbă, convins că l-au omorât. În urma lovitorilor primite, va rămâne pe viață cu această suferință, refuzând să o trateze. Dacă de fiecare dată vedeam că cum își adună coastele, avea un fel de brâu, așa, și își adună coastele, chiar da. Deci era de la acest eveniment de fericit. De ce? Pentru că în urma lovitorilor primite va rămâne cu această suferință. Singura alinare era ridicarea coaselor rupte care cădeau la 2-3 zile, când își punea o cârpă făcută chem, după care se încingea cu un râu. Îmi amintesc această afirmația, deși bolnav ne-a vindecat pe noi, își găsește astfel de explicații, căci până la sfârșitul vieții, Părintele Ferii avea să îndure toată această nevoință, să zic așa, în condițiile în care va sluji și se va îngriji permanent de cei bolnavi care veneau într-un număr mare cerului ajutorul. Prin anii 1969-1970 va ajunge în Moldova împreună cu monacul Nicodim de la peștera Sfântului Apostol Andrei din Ioan Corbin, și se va stabili pentru un scurt timp la Sivă, unde cosea naftul la frații. De aici a fost luat de maicile de la Gatia Veche, care aveau nevoie de un preot slujitor, dar unde avea să fie mai bine de 15 ani, nu numai preot, ci și duhovnic și tămăduitor. În tot timpul petrecut aici, Părintele Referie s-a împărțit între biserică, săvârșind toate slujbele cerute de tipul monahal și oameni, căci fiind înzestrat de Dumnezeu cu darul discernământului și al vindecării, era căutată număr mare atât de credincioși, dar și de monahi. Dar acum, unde dragoste este mare și încercările sunt pe măsură, s-a repetat și aici fenomenul de vent, acea afluență masivă de oameni îndreptată de această dată spre zona Neamțului, ceea ce a condus la încordarea relațiilor cu autoritățile române și chiar cu lui superior direcție. Când am ajuns în Măinul 7-9, cred că deja este interzisesc să mai primați oameni la așa, pentru că el stătea între, cred că se retrăgea pe la ora 1 seara, deci stătea între oameni. N-am văzut, mă rog să mă credeți, n-am văzut un părinte atât de dăruit, deși părea un om care avea un chip astfel, era atât de bun, atât de dăruit celorlalți. Și nu făcea deosebire, adică pe toți îi trata la fel. Deci, Părintele Ferii va răspunde că nici pușcăria nu va putea opri de la aceasta, că și acolo, dacă ar fi,
tot ar trata lumea. În viziunea Părintelui, tămăduirea presupunea spovedanie, post, Sfânta Liturghie, Sfintele Taine și tratament. Și le făcea pe toate cu convingerea de plină că Hristos Domnul este lucrătorul, tămăduitorul și desăvârșitorul. Deci, în contextul acestor relații, în anul 1985, stare cu Mănăstirii Secu, Arhimandritul Irineu, obține transferul Părintele Efterii la acest așezământ monahal. De altfel, ultima dată când l-am văzut, a fost 1988 la Mănăstirea Secu, a fost în 1988, chiar în excursia de sfârșit de facultate, deci am observat în 1988, și l-am întâlnit la Mănăstirea Secu. După aceea, nu știu dacă l-am mai văzut odată să la Secu, pentru că s-a întors la Mănăstirea de Vent abia după 1990. Despre afluența creștinilor spre Mănăstirea Secu, chiar Sarius Mănăstirii mărturisește că veneau cu mașinile mulți oameni cărora Părintele decidea, li se vedea și îi vindeca. Maicii de la Gardia Veche îl vizitau de asemenea. Cel puțin la două săptămâni, indiferent dacă era vara sau iarna. Dacă numai puțin timp înainte, Mănăstirea Secu nu putea oferi pelerinilor nici măcar un colț de pâine, după venirea Părintele Efterii se făceau aici praznice și de trei ori pe săptămână, din toate părintele doar gustau și binecuvântau. Vinul era pus într-o cămară, iar unul dintre cunoscuții părintelui se îngrijea ca la masă fiecăruia să-i se dea câte un pahar de vin. Oamenii cânteau perete și alimente pe care le împărțea imediat. Obișnuia să spună, Dumnezeu se va îngriji pentru ziua de mâine, de aceea ce avem să le dăm, să le dăm și oamenilor. Deși fi și apreciat atât de credincios, cât și de mănaș. Părintele Efterii trăgea în taină după mănăstirea pe care o ridicase la Derbent și de care fusese silit să se despartă. Dorința sa cea mai mare fiind să reușească și să se întoarcă odată și odată acolo. Și după Revoluție, deci după 89, acest vis s-a putut transforma în realitate. La 2 februarie 1990, Părintele Efterii a revenit la Derbent însoțit de fratele său, Marcu și Marcu Zosima Zaharia. Deci, iată, după 30 de ani de doloroasă teologie, Părintele Efterii s-a întors de studiuni la mănăstirea pe care o iubea atât de mult, iar la scurt timp după aceea s-a mutat în pace la Domnul în ziua de 12 mai 1990, fiind înmormântat, așa cum spune și Părintele Stareț, lângă biserica pe care a ridicat-o și a slujit-o cu jertfenicie atâția ani. Portretul muncesc al Părintele Efterii poate fi reconstituit și mă bucur aici, nu știu dacă mai este domnul secretar, domnul Ionuț Lazar, pe care îl voi invita să povestească. Pentru că seminariștii, se vorbește, toți seminariștii de la seminarul din de la Neamț, l-au cunoscut. Pentru că, vă spun, fiecare vară, deci din 1971 și până când Părintele Efterii a coborât la Mănăstirea Secu de la Gardia Veche, cam în fiecare vară a făcut acest itinerar, și anume Părintele Cleopa, Talisman Cuvântului, Părintele Paisie Olaru, Simla, Arisma Blândeții și a Dragosobenii care te ușurează, și la Părintele, ce să vă spun, la Părintele Efterie, am zis dincolo de toate, doctor fără de arginți, duhovnic, harisma omeniei. Rar am văzut un părinte mai mult ce vă pas. De cele mai multe ori vedeam, sunt cu 15-20 de oameni la masă. Îi plăcea să stea la masă. Și v-am spus prima mea impresie, cum adică un părinte să stea 2-3 ore, poate vine să piardă timpul cu noi, mine și cu Tănăsache, că a fost o prima dată, pentru mine a fost, Părintele cunoștea. A fost ceva extraordinar. Sunt multe mărturii. Maica Anisia Trifan, de la Mănăstirea Cartea Veche, povestește că era un om cu viață deosebită, fiind tot timpul în biserică sau între oameni. La Agapia nu a avut preot de schimb, slujind zilnic Sfânta Liturghie și de asemenea fiind nelipsit de la vecernie și de la utrenie.
Când auzea clopotul bisericii, lăsa totul și mergea cu mulțimea de oameni la slujbă, venind apoi în chilie împreună cu ei. Despre evlavia cu care se rușea slujbele bisericii, Părintele Ion Dogaru de la Parohia Sfinții Arhanghelii Neași Gabriel din Târgu Neamț, care a avut marea bucurie de a sluji împreună cu Părintele Referii la Gatia Veche Mărturisești Următoare. Pentru un preot tânăr, cum eram eu, era o bucurie să slujești cu acest părinte. Cum se ruga, cum spunea rugăciune și de detaliu la Sfânta Liturghie, cu totul aparte, încât simțeai cu adevărat că pătrunde ceva în tine, îți schimba viața, cuvântul lui și rugăciunea lui. După Sfânta Liturghie, se așeza în fața rugăciunilor împărătești și spunea oamenilor cuvânt de învățătură. Iar apoi citea molitvele Sfântului Vasile cel Mare. De asemenea, după o treime de noapte, ținută mai devreme, era la 18 la 21, Părintele Ferii mergea la oameni și le citea molitve, le făcea tratamente, stătea în mijlocul lor, întrebându-i pe rând de necazurile lor și sfătuindu-i pe care vieții cele adevărate. Adică am imaginea acelui hierota răsărită, Părinte Duhovnicesc, care te îmbrățișează integral cu toată ființa lui. Acesta a fost Părintele, un fel de stare zosimă din frații care au văzut lui Dostoevski. Încercam totdeauna să cu tălăbirea sufletească, spovedanie, Sfânta Liturghie, molitve, rugăciuni, Sfânta Împărtășanie și numai apoi se ocupa de suferința fizică propriu-zisă. Spre miezul nopții, reușea să ajungă la chilia sa, însă nu atât pentru a se odihni, cât pentru a-și face plagă la dumneavoastră și a se ruga pentru monarhie. Chilia Părintelui era foarte simplă, un pat cu pătuică, la căpătăi tehnice, o ladă de veșmică, un mas pe care scria tratamentele, unul sau două scaune și un perete plin cu icoane. Nu de puțin ori era chemat și noaptea să le citească celor care aveau crize până când aceștia se liniște. Era vorba de cei care erau demonizați. Deși se culca târziu și dormea două ore pe noapte, tot sănătosul obosea față de Părintele. Adică cei care veneau la Părintele erau mai obosiți decât el. La ora 3 se trezea și foarte mult se ostenea când ascuns în chirie. Uneori a dormit pe scaunul de oboseană, iar când își revenea, lua rugăciunea. Între orele 5 și 7 slujea Sfânta Liturghie. În ciuda suferinței permanente, nu se plângea. Iar la slujbă nu era niciodată obosit, ținând slujbe mari care nu s-a dus. Când reușise de altfel să-și ajungă. La ieșirea cu cinstitele tale, bolnavii se întindeau pe jos până la intrarea bisericii și Părintele mergea din om în om, reîntorcându-se apoi același traseu. În duminică și sărbători aduna copiii, uite, povestea domnul secretar, îi aduna în altar. Deci, copiii între 7 și 11 ani, deci băieții, îi lua în Sfântul Altar, iar la sfârșitul slujbei, îi iubia și îi dăbea înapărat gheasma și pe un bănuț. Deci era nemisit. Bănuțul era întotdeauna, era doar un Părintele. Sintetizând viața de zi cu zi a Părintelui Ieromonac Elefterie, Părintelui Elefterie, un alt Părinte Elefterie, de la Dumnezeu se spunea, în puțin timp cât am locuit în aceeași chilie cu Sfânta sa, m-a venit permanent starea de trezire, noaptea rugăciune, meditație și durere, ziua dragoste de aproapele și de-aia am învățat cum poate fi iubit și înțeles mai bine și mai ușor cu Dumnezeu prin dragostea de aproapele. Fiind un mare duhovnic, era ascultat de mulți credincioși veniți din diferite zone ale țării. Dragostea sa de oameni se oprindea în sprijinirea lor la nevoie, iar cei mai mulți îl căutau și ajungeau la el cu ultima, ca ultima speranță, spre a se tălăbui nu numai de putințele trupești, ci și de cele sufletești. Niciodată nu refuza și nu respingea de cei care aveau nevoie de el. Ca duhovnic, avea un har și o dulceață în cuvânt, de parcă trăia în afară de lui. Îi lua pe oameni cu totul blândeții să-i aduce la adevăr, nu-i judeca, nu le vorbea cu un tot ridicat, ci îi sfătuia cu dragoste și răbdare. Nici pe cei care erau de la vrăjitor din vremea, ci îi primea bucurându-se de întoarcerea lor. Nu strada, din păcate, crede, însă numai din dorința fierbinte de a îndrepta pe cei crezuți. Pe tinerii sfătuia să postească, să se roage, să se spovedească, să fie smeriți cu frică de Dumnezeu.
Tuturor le spunea să rostească rugăciunea minții neîncetat. Nu-i trebuie ușoară nimănui, spunea Părintele, pentru aceasta. Poate zice oricine, singur, și se poate mântui. Îi sfătuia să facă bine, să se ferească de rău, să aibă credință dreaptă, iar faptele și comportamentul să fie pe măsură. Înțelegea neputința fiului omenești, dar spunea deseori că dacă vrei să te mântuiești, ce poți să faci, trebuie să faci. Ca duhovnic al Maicilor, întotdeauna avea un cuvânt bun. Spunea, povestesc Maicii din Agapia Veche și nu numai din Agapia, pentru că erau și Agapia de jos, astfel încât nu puteai să pleci mai venit, ci îți redobândeai comunește. Vedeam la Agapia și mulți preoți începători, cerând de la Părintele Evterie sfat și binecuvântare. Unul din cei care îl vizitau des era Părintele care vin de la Catedrala Patriarhală din București, deci actual episcop al Argeșului, având mare evlavie la moaștele Sfântului Partenie, Sfinților Partenie, Rafael și Ioan de la Gabriel Dechi, acesta revenea la 2-3 luni pentru a li se închina și pentru a-i se da glorul slovenie pe cap de către Părintele Evterie. Ospitalitatea sa era notorie și cuprindea de toți oamenii. Oricine ar fi fost ei. Indiferent de ora când veneau, toți credincioșii găseau loc de dormit, chiar dacă unii erau nevoiți să stea mai înghesuiți, precum și două feluri de mâncare aduse la mondaricul de la poartă, pentru că la un moment dat, noaptea nu mai era voie să intre mănăstirea, la mondaricul de la poartă. Datorită legământului pe care Patriarhul Nicodim Mutean, în 1938, l-a făcut, adică nimeni din afara ușii mănăstirii Agapia Veche nu putea intra în cintă între apusul soarelui și răsăritul ei. Astfel că în fiecare noapte dormeau în armândaricul de la poartă în jur de 30-40 de persoane. El însuși, Părintele, nu mânca dacă nu avea 10-15 oameni la masă. Binecuvânta masă, gusta puțin și apoi spunea cuvânt de folos. Căci hrana lui era biserica și oameni. Era atât de milostiv și de dornic de a-și exprima prin fapt de iubirea de oameni, încât nu se simțea bine dacă greșește în lipsa. Întrebată dacă această ospitalitate a afectat vreodată bunul mers al mănăstirii, Agapia Veche, Maica Nisia a răspuns, Dumnezeu îl vrea tot timpul să fie. Nu se termina niciodată cu mine, ci se mulțea. Nu termina bine de dat, că și veneau alții și duceau înapoi. Și asta pentru că n-a spus niciodată, nu am, nu-ți dau. De asemenea, nu-i până nimănui să aducă ceva. Iar ceea ce primea împărțea tot oamenilor, mai ales și bătăbuiași, cu mulți copii spunând întotdeauna Maicii, scoate-le Maică tot din dulap și de la lume. Când primea pomenice de la oameni aflați în caz, nu numai că le întorcea banii, dar le dădea și în plus. Le dădea de la ei mulți seminariști, studenți, elevi și oameni buiași, s-au bucurat de sprijinul său duhovnicesc și material, și tinerilor elevi le plăta taxe de la seminar. Le dădea bani pentru haine și încălțăminte sau pentru alte lucruri necesare. Deși foarte atent la nevoile celor din jur, pe sine se trata cu astfel. Și Maica Nisia își amintește că purta 3 ani de zile aceeași pereche de pantofi. Îmbrăcămintea fiind aceeași și iar și var, cu bundiță sintetică pe dedesubt, cu rasă de fâș și o dulapă. Rar îl zâmbea, dar nu râdea niciodată. Nu vorbea în plus, ci numai cuvinte de folos, accentuând valoarea faptelor. Într-un cuvânt, tot timpul era călugă. Și prin prisma aceasta, toate le făcea pentru Dumnezeu și pentru oameni. Acest vas s-a ales al lui Dumnezeu, despre care Maica Nisia spunea că n-a mai fost și nu o să mai fie părinte cum a fost el. Se îmbrăcise de multe daruri, dar 3 dintre ele făceau se făcea remarcare prin deosebita lor strălucire. Darul înainte de perii, al postirii și al tămăduirii. Cu privire la darul înainte de perii, cu care era înțesat Părintele, ucenicii mărturisesc. Te făcea atent. Și ce spunea, așa se întâmpla. Părintele te citea, puteai să spui orice, dar el știa dacă ai zis esențialul, dacă ai spus drept sau dacă ai spus ceva. Deseori completa, uite aici, a spus drept. Și astfel, de rușinea Părintelui, oamenii se bucurau și mărturiseau și ce le-a spus.
ceea ce privește consul său, nu mânca niciodată carne, băutură doar cu sare, iar spre sfârșitul vieții mânca doar de post și fără untere, o dată pe zi după orele 14:15. Chiar dacă era foarte postitor, cel obraz de recomandat, post după putință și după sănătate. Și vă dați seama, asta e fascinant la mare lucrurici. Cu cât ei sunt mai râvnitori și mai nevoitori, cu atât sunt mai întâlnitori și mai glăzi. Deci le spunea acest ascet, post așa, după putință și după sănătate. În condiții de maximă solicitare, mai ales în situații în care cereau dragoste și jertfă, deși era foarte slab, numai firea și osul, era drept ca o lumânare, într-adevăr, am remarcat acest lucru și l-am asemenit cu Sfântul Onufrie. Sfântul Onufrie, ați văzut, este tot așa, barba și scheletul. Așa era și Părintele Elefterie. Îl trăia pe Dumnezeu și se dăria cu tâmpitul și rele Domnului în sufletul și în trupul lui. Părintele Elefterie avea, de asemenea, darul tălubirii bolilor. Pe cei suferiți cu creștini, îi trata mai întâi sufletește, prin spovedanie și în creștini. Iar apoi medica, după, așa cum spuneam, vechile cunoștințe pe care dobândise la Adrianopol. În tinerețe, cunoștințe îmbunătățite acum cu puterea Harului Dumnezeu. Veneau foarte mulți oameni din toată țara, cu multe și diferite boli. O parte se vindecau, dădeau slavă lui Dumnezeu și plecau la casele lor, alții cu boli mai grele, mai rămâneau câteva zile sau chiar o săptămână, două, continuând tratamentul și rugăciune și primind alinare fiecare după credința sa. Un exemplu edificator în acest sens este povestit de un domn, Ilie Găvan. Un doctor din București avea o fată în ultimul an de liceu, traumatizată psihic. În urma unui șoc, nu mai putea să vorbească și se putea discuta cu ea numai prin scris. Neputând fi tratată nici în țară, nici în străinătate, auzit de părintele Elefterie, care pe vremea aceea se afla la Arcadia, doctorul s-a dus cu copii la acolo. Fata a rămas un timp la mănăstire, părintele a făcut 10 citiri. La 7-a citire, fata a început să vorbească. Când a dat telefon acasă, părinților nu le venea să creadă că este adevărat. Părintele cunoștea imediat de ce poate să crea fiecare om. Și nu i-a spus de lucru, ci spunea la ce să se aștepte. Deși știa că paralizia și bolile de oase sunt mai ușor de tratat până la 20 de ani, părintele îi primea și pe cei mai bătrâni. La chirie se ocupa de fiecare persoană în parte, iar tratamentele variau și ca formă și ca intensitate. Celor bolnavi de ficat le dădea ceaiuri și punea să țină o usturoi sub limbă, în amintesc și eu, seama cu problemele cu ficatul, chiar mă dat, la usturoi sub limbă. Pe cei cu spondiloză și termie de nis îi căuta cu piciorul său până de pulmonele. Era în cazul celor cu cataractă, rupeau fir de păr din capul omului bolnav, cu care trăgea și luau pieța și pe cei care nu vedeau decât în ceață, îi stocea cu suică de brune. Da, ne-am gândit cineva la povestit că a trecut din asta. Era boala asta și părea, pentru unii părea un pic ciudat, dar era un tratament eficient. Iar maghiazmul mare numai pe un culat. Pentru bolile de stomac indica o cură de cer din plante, iar pe unii bolnavi călca cu piciorul sau le întorcea printr-o smucitură, capul sau celelalte membre afectate. Am avut și eu parte de tratament. Aici, la claviculă, când a trozit o dată, o durere scurtă, așa și după aceea. Adică avea o precizie extraordinară. Bătrânul Ioan Gervasie, unul din cei care și-au găsit sănătatea venind la Părintele, povestește că îndreptarea oaselor se făcea cu rapiditate și cu o forță deosebită, ceea ce producea o suferință maximă ca intensitate, dar minimă ca durată. Își mai amintește că întotdeauna Părintele Elefterie era ajutat de 2 sau 3 băieți mai soliți, unii dintre ei de la seminar. Chiar bolnav fiind, îi primea pe oameni, iar pe propria sa neputință fizică s-a accentuat foarte mult, le spunea băieților care ajutau cum să-i trateze. Așa cum a fi în omul din lumea și se ucenici, Părintele Elefterie a fost un extraordinar preot și duhovnic. Un model pentru toți cei care l-au cunoscut și dacă cineva îi va citi viața în pateric, va fi o mare bucurie să urmeze. Icoana și activitatea marelui duhovnic nu au fost uitate nici după mutarea sa în această viață.
ele luminând de acolo, din întunericul vremii, ca ochiul unui sfânt. Că sfânt a fost și acest om și niciodată viața nu va putea fi cunoscută în întregime. Putem numai să ne plecăm în fața tainei Vedusilor Supreme și să fim cu smerenie. Avem aici, de fapt, aceste imagini care le-ați văzut dărâmate, se încheie cu un fel de icoană și să rămâne prea curioasă pentru că este actele de Sfânt Dumnezeu pentru noi. Dar nu știu. Mulțumesc. Am să-i dau cuvântul Părintelui Tănăsache, cel care m-a... nu-mi place cuvântul inițiat. Cel care m-a urmat și care mi-a deschis această perspectivă a Marilor Duhovnici, a pelerinajului a Marilor Duhovnici, și datorită căruia am cunoscut pe acești mari duhovnici, inclusiv pe cei de la Dumnezeu, Biserica Părintele Iustin Bărâu și Părintele Anichie Bălan. Apropo de Părintele Anichie Bălan, amintesc o dată, asta e ca un fel de amintire de glumă, așa. Părintele Anichie Bălan cheltuia foarte mult pentru că publica, la seama, vede, deschide se rămânească, publica se poate cu rămânești, după aceea e editat, cum vorbim de obicei și vorbim de al întâi și vorbim de al doilea, la urmă al doilea, eu îl dosi și eu cu Părintele Luca, diacon care stă de acolo la Bistrița. Și descoperiseră într-un pod al unei biserici din București, filocaliile 3 și 4, volumul 3 și 4. Acestea nu erau, nu mai circulau. Ele, cele care le rămăseseră, fusese date la Satopit. Însă unii preoți, au luat acele filocalii și au pus undeva într-un pod, s-au descoperit volumul 3 și 4, nu l-a dat nici noi. Dar uite, Părintele Tănăsache este cel care mi-a dat prima filocalie tradusă după 1976, deci 1, 2, 3, 4, s-au tradus până în 1947. După aceea a fost o perioadă de, mă rog, Părintele Tănăsache a fost și închisoare, iar după 1975-76, acolo după 1 la 5-lea și Părintele nu știu aduce aminte, mi-a dăruit filocalia la 1 la 5-lea, pentru că m-a schimb, îmi amintește acum. Și Părintele Anichie Bălan, deci, a primit de la Părintele Stărinoaie un sac de filocalii, 3 și 4. Și mi-a zis Viorele, că așa mai zicea, ia sacul și îi duci la Părintele Victorin, la Silvestria. Deci era un sac destul de greu, vă dați seama, că și era tot destul de greu. Am pierdut autobuzul, deci ar trebui să iau autobuzul de la Târgu Neamț, dar am mers până la Gura Neamț. Era un autobuz care mergea până în Gura Silvestria acolo. Și vreo 9 km, cam așa, de la Gura Neamț, am mers eu jos. Așa. La Gura Neamț, la Neamț. Deci când eu las pe Neamț, de acolo, nu, a fost bine la Gura Neamț. Nu, la Gura Neamț. Deci când am luat autobuzul de aia spre Neamț, de acolo am mers pe jos, cred că sunt nu, până mai bani. Oricum, vă dați seama că am făcut și m-au rupt vorba la tata Simonia. M-a îndreptat pe telefon. Nu chiar așa am fost, că am ajuns la Silvestria, am spus și chiar dat. Părinte Victorie, da, atât, uite, aici a zis banii, a zis unde la ei, și banii erau băgați într-un plic acolo, dar n-a zis, băi, ia și cum pentru drum. Și n-aveam bani de drum. Ce să fac acum? Scăparea, bineînțeles, mă interese, am lucrat în Sima, am dat după Sărbenia Părintelui Paisie, și după aceea am coborât la Părintele Ferii. Tot așa, omenind, masă, așa, rugăciune și toate celelalte. Dar eu, în mintea mea păcătoasă, mă gândeam, băi, Părintele Anichie nu mi-a dat niciun bani de bun. Bineînțeles că 100 de lei era asta. Și am luat 100 de lei și așa am avut un om la Mănăstirea Bistrița. Nu. Părintele Ferii este unic. Este unic pentru că rar mi-a fost dat să văd un părinte care să acorde aceeași atenție integrală fiecăruia. Oricine venea, oricât de amărât părea el, la Părintele Ferii era același. Și așa cum am spus, la orice oră avea cazare, avea masă, avea blagoslovenie și parte de rol pe Părintele Tănăsache, așa, să ne spună dumneavoastră din amintirile acestea, pentru că mă bucur tare mult
Mă bucur tare pentru că prin ajutorul lui Dumnezeu și rugăciunea Părintelui Eleferi am reușit în această seară, iată, la 119 ani, care s-au împlinit ieri, să facem această anamneză